Doamnelor, domnilor, Hristos a înviat și bine v-am găsit, sunt Sandu Scobiuala, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Drapelul de stat al Republicii Moldova împlinește astăzi 33 de ani. O ceremonie oficială a avut loc în fața guvernului. Mai multe vă spunem în jurnal. Summitul Comunității Politice Europene va avea loc pe 1 iunie în localitatea Bulboaca, a declarat președintea Maia Sandu. Cine va participa la eveniment și ce subiecte vor fi abordate, aflați la știri. O rachetă rusească a ucis o persoană și 23 de oameni au fost răniți astăzi în Nicolaev, oraș din sudul Ucrainei. Detalii imediat. Drapelul de stat împlinește astăzi 33 de ani. Sunt cinstite cu mândrie simboluri oficiale ale suveranității și independenței Republicii Moldova. Drapelul simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului, reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi. Cu acest prilej, în fața guvernului a avut loc o ceremonie la care a participat conducerea țării. Onorăm drapelul de stat. Ziua Drapelului Național al Republicii Moldova a fost instituită de Parlamentul de la Chișinău în aprilie 2010, dar pentru prima dată Ziua Tricolorului a fost desemnată la data de 27 aprilie 1990 de către deputații primului parlament, tricolorul fiind arborat în aceeași zi pe clădirea Forului Legislativ. Maia Sandu a menționat că tricolorul a fost simbolul mișcării de eliberare națională. Onorăm tricolorul, drapelul de stat al țării noastre. Simbolul cu care ne-am dobândit independența, libertatea și suveranitatea, dreptul de a alege noi pentru noi calea pe care vrem să mergem. A fost simbolul mișcării noastre de eliberare națională. Ne-a unit în podurile de flori și în rezistența după zeci de ani de ocupație sovietică și deznaționalizare. Șefa statului a spus că drapelul reprezintă prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor Republicii. Indiferent de culoarea politică, acum, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți sub culorile tricolorului. Să muncim împreună, cot la cot, pentru a construi Moldova prosperă, sigură și europeană. Moldova cu care să ne mândrim necondiționat. Marcarea zilei drapelului a fost decisă în anul 2010. Utilizarea drapelului de stat cu încălcarea prevederilor legii respective, precum și profanarea drapelului de stat prin murdărire, pătare, inscripționare, desenare, aplicarea unor obiecte, ardere, călcare în picioare, utilizare în calitate de față de masă, husă de scaun, draperie, atrag răspunderea contravențională sau penală stabilită de legislație. Mai mulți demnitari de stat au transmis mesaje de felicitare cu prilejul zilei drapelului. Premierul Dorin Recean a afirmat că valorile ce ne definesc istoria, cultura și identitatea sunt o reamintire constantă a demnității cetățenilor care au purtat cu mult curaj drapelul de stat în 1989, când au participat la Marea Adunare Națională. Drapelul național flutură cu mândrie în fiecare localitate din țară, dar și în casele cetățenilor noștri din diasporă și la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din întreaga lume. Tricolorul este purtat cu demnitate la competițiile europene și internaționale și este onorat cu respect de militarii noștri în misiunile de pacificare. Vă îndemn să fim mândri de tricolor. La începutul ședinței plenare, președintele Parlamentului Igor Grosu a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia zilei drapelului de stat. Oficialul a accentuat importanța acestui simbol al statului. Sub acest drapel, moldovenii s-au unit ca să-și ceară dreptul la limbă, la istorie și la independență. Este unul dintre primele simboluri ale Moldovei independente care a fost adoptat încă în perioada URSS. Drapelul ne aduce fiecăruia aminte de unitate și anul 2023 este anul în care trebuie să ne unim pentru parcursul nostru european. Un mesaj de felicitare a adresat și vicepremierul, ministrul afacerilor externe și integrare europeană, Nicu Popescu. De la Tokyo până la Washington, oriunde în lume, drapelul Republicii Moldova este purtat cu mândrie și demnitate de către cetățenii noștri. Astăzi ne bucurăm să vedem acest simbol puternic și respectat în întreaga lume ca o expresie a valorilor și aspirațiilor noastre europene. A menționat Nicu Popescu.
Artistul Tudor Ungureanu întotdeauna a pus tricolorul la loc de cinste și spune că acesta înfrumusețează viața omului de la naștere până în cel din urmă drum și că el personal nu se desparte niciodată de cele trei culori. Îl port în scenă, peste tot, acasă, veniți la studioul Ștefan Vodă, peste tot este tricolorul. Chiar și avem un acoperiș care este tot sub tricolor, un tricolor, deci avem o terasă, hai să-i spunem așa, care ne-a venit o idee de la un preu de pe malul Prutului. Dacă o să fiți la Cantemir, spre sud, spre Cahul, o să vedeți pe malul Prutului o casă cu acoperiș tricolor. Să știți că este pus în 80, când era securitatea, l-a arestat pe preotul ăsta, l-a adus, l-au forțat să scoată acoperișul tricolor. El pur și simplu găsise metal de ăsta care ardeze de asta de metal în trei culori și fiu dat în cap. Nu le plăcea că pe malul Prutului este casa cu tricolorul și este și în ziua de asta. Tudor Ungureanu se arată convins că fiecare cetățean trebuie să-și pună întrebarea ce a făcut el pentru țară și mai apoi ce face țara pentru el. Ce am făcut eu pentru ca să pe această palmă de pământ să tricolorul, să dăinuie tricolorul în spațiul ăsta dintre Prut și Nistru, care, spun eu, este un Vezuviu ai talentelor neamului românesc. Ne mai spun Grigore Veru și Adrian Păunescu, cei mai cântați poeți ai secolului 20, Nestor Vornicescu, Antonie Plămădeală, doi mitropoliți am dat neamului românesc. Orchestre mai frumoase ca la noi între Prut și Nistru nu avem. Cei mai frumoși oameni de artă, de cultură, aici între Prut și Nistru. Deci Dumnezeu ne auzi pe creștet. Pentru că se consideră un unionist înflăcărat, artistul se mândrește că sub flamurile tricolorului poate fi scos hotarul de la Prut. Fraților, aș spune eu că este ziua tricolorului neamului românesc, că Republica Moldova, că coincidență este și normal, istoric, ca să fim același tricolor. Și chiar aș mai lăsa eu cu stemele noastre, acela cu leu, noi cu taurul, cu nu știu, să lăm, să punem, să avem un tricolor împreună și chiar să avem și o țară împreună, am vrea. Și vreau să le transmit tuturor celor cu inima română că trei culori și o singură credință românească, ne spunea marele poet Grigore Veru. Pe 1 iunie, Moldova va avea onoarea pentru prima dată să găzduiască aproximativ 50 de șefi de state și de guvern din Europa și oficiali ai Uniunii Europene. Pentru cetățenii Republicii Moldova, summitul are o semnificație majoră. Este o recunoaștere internațională și o oportunitate de a întări legăturile cu țările europene, cu lumea liberă, a declarat Maia Sandu în cadrul unei conferințe. Maia Sandu a spus că în aceste vremuri dificile, când Rusia continuă să ducă un război inuman împotriva Ucrainei, sprijinul diplomatic oferit de acest eveniment este de neprețuit. Pe 1 iunie, țara noastră va fi gazda summitului Comunității Politice Europene. Un moment simbolic care reprezintă atât o recunoaștere internațională pentru țara noastră, cât și o responsabilitate imensă. Comunitatea politică europeană este un for înființat anul trecut, unde liderii europeni discută soluții la cele mai urgente probleme ale Europei, precum sunt securitatea, stabilitatea și reziliența energetică. În cadrul evenimentului vor fi discutate chestiuni legate de război și pace, de viitorul Europei și de cetățenii săi, dar și de viitorul Republicii Moldova în calitate de stat european. Pentru acest obiectiv muncim. Vrem să fim parte integrantă a pieței europene. Vrem să vindem tot mai multe produse moldovenești în țările Uniunii Europene. Să ne conectăm la rețeaua de transport europeană, așa încât moldovenii să poată călători mai ușor, mai ieftin și mai repede. Dorim să contribuim la o Europa mai bine conectată și mai stabilă. Vrem să demonstrăm că suntem un partener de încredere, gata să contribuie activ la consolidarea unității și securității pe continentul european. Șefa statului a subliniat că summitul are o semnificație majoră și reprezintă un mesaj foarte clar că Moldova nu a fost și nu este singură. Are parteneri și prieteni de încredere. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, summitul are o semnificație majoră. Este o recunoaștere internațională și o oportunitate de a întări legăturile noastre cu țările europene, cu lumea liberă. Este și un mesaj foarte clar că Moldova nu este singură.
prezența celor 50 de lideri europeni la Bulboaca spune răspicat că Moldova are prieteni numeroși și puternici, care ne susțin în dorința noastră de a menține pacea și stabilitatea acasă, în regiune și pe tot continentul european. Comunitatea politică europeană este o platformă pentru coordonarea politică între țările europene de pe întreg continentul. Scopul său este de a promova dialogul politic și cooperarea în probleme de interes comun, în vederea consolidării securității, stabilității și prosperității continentului european. Pe 1 iunie la Chișinău sunt așteptați aproximativ 50 de președinți și șefi de guverne, precum și conducătorii Uniunii Europene. Liderii vor pune în discuție eforturile comune pentru pace, în contextul războiului din Ucraina și al crizelor conexe, apărarea de democrației, consolidarea securității energetice și reziliența statelor europene. Comunitatea politică europeană a fost creată anul trecut la inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron. Ilan Șor a rămas fără mandat de deputat. Majoritatea parlamentară, prin votul deputaților PAS, a votat astăzi un proiect prin care se constată încetarea de drept a calității de deputat în Parlament al lui Ilan Șor. Decizia vine urmarea condamnării acestuia de către Curtea de Apel la 15 ani de pușcărie. Hotărârea nu a fost susținută de comuniști și socialiști. În replică, Ilan Șor a declarat că decizia contravine legislației și Constituției și spune că în dosarul în care este judecat, încă nu au fost epuizate toate căile de atac interne. Potrivit lui, mandatul i-a fost încredințat de popor și doar oamenii pot decide asupra încetării acestei calități. Curtea de Apel Chișinău a pronunțat pe 13 aprilie sentința în privința lui Ilan Șor în dosarul frauda bancară. Astfel, deputatul fugar a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Totodată, instanța i-a pus sub sechestru bunuri în valoare de 5 miliarde de lei. Primarul Capitalei, Ion Ceban, riscă să nu-și ducă mandatul de primar la bun sfârșit din cauza unor ilegalități ce ar fi fost constatate de Agenția Națională pentru Integritate în urma examinării declarațiilor pe avere din ultimii 4 ani. Despre acest lucru a anunțat chiar edilul printr-o declarație făcută pe pagina sa pe o rețea socială. În 4 ani de zile, ANIU n-a găsit justificat cheltuirea a aproximativ 5-7 mii de euro anual. Deci de la 5 la 7 mii de euro anual. În total, în 4 ani de zile, o sumă echivalentă a 30 de mii de euro. Se transmite prezenta cauză în judecată, se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile legii articolul cutare, se decade domnului Ion Ceban din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică. Deci, noi cu certitudine vom contesta acest lucru în instanța de judecată. Edilul susține că este vorba de o comandă politică și că ANI a anunțat aceste abateri după ce anterior Ion Ceban a declarat că în fracțiunea PAS sunt 40 de deputați milionari, ale căror declarații de avere ar trebui verificate minuțios. Agenția Națională pentru Integritate nu a venit deocamdată cu o reacție. La fel, nici PAS nu s-a expus vis-a-vis de aceste acuzații. Între timp, la această oră se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere Leușeni-Albița pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile de resort din ambele state activează în regim sporit pentru a degaja circulația transfrontalieră. Astfel, pe lângă cele 5 piste funcționale pe sensul de intrare în România, au fost deschise suplimentar alte 2 pe direcția opusă de deplasare. Reprezentanții Poliției de Frontieră îndeamnă călătorii să opteze pentru punctele de trecere din proximitate, Costești sau Cahul, unde traficul este degajat. Campania electorală pentru alegerea guvernatorului autonomiei Găgăuze a intrat în faza finală. Pe 30 aprilie, alegătorii din autonomie vor decide cine va conduce regiunea în următorii 4 ani. Preferințele locuitorilor din Găgăuzia nu țin de ideologia unui sau altui partid, ci mai mult țin de calitățile personale ale concurenților. Viziunea lor geopolitică nu mai este atât de importantă pentru un alegător de rând ca în anii precedenți, însă influența prorusă se resimte în această regiune. Vocea Basarabia a încercat să afle de la locuitorii satului Kirsova dacă în acest scrutin electoral vor vota persoana sau partidul. Я за человека. Почему? Я так решила, так я хочу больше веры. За человека, за темнять партии. Они натворили делов сколько хватит. За человека. Почему? Потому что там только один человек, который я думаю, что он точно все сделает, насколько я знаю. Не могу сказать. То есть вам все равно? Да. Кто будет, все равно. Главное, чтобы сделали как порядок. Думаю, за человека.
А почему? Уже на самом деле вообще уже сами не знаем за кого. Наверное, за партию. А почему? Ну, там больше людей, конечно. Они качественнее работают, дружественно все. За человек. А почему? За человека. Потому что человек и партия едины. Но как поведет партию, зависит от человека. Я так думаю. Interlocutorii Vocii Basarabiei au mai fost întrebați cât de important este ca viitorul Bașcan să fie pro-rus sau pro-european. Надо жить и с русскими, и с Европой, понимаете? Но не надо зависеть ни от кого. Знаете, мы сейчас живем в такое время, что Башкан должен быть и пророссийским, и проевропейским. Потому что с одним соседом жить только плохо, надо со всеми соседями жить. И справа, и слева. Это не имеет значения, он главное, чтобы был человеком. Вот. Больше я ничего не могу вам сказать. Российским. Почему? Ну, я так думаю, лучше. То есть, который ушел бы к сближению с Россией? Да. А вот то, что Молдова хочет сблизиться с Европой? Нет. Что он за свой регион смотрел. Хоть пускай будут с Америки будут, но чтобы люди довольны жили, чтобы довольны были Башканом. Тот должен человек, который со своим народом гагаузами в своем регионе ложится, и тот, который встает, вот тот Башкан должен быть. Я сильно не могу сказать. Просто чтобы был человек на своем месте, думал о пенсионерах, думал о людях, думал о своем крае, чтобы что-то создавал, чтобы оставил за собой какой-то след. Чтобы мы вот вспоминали, вот у нас был вот такой Башкан, вот это сделал, то сделал. Чтобы повел народ за собой. Он должен быть прогагаузским. Это самое важное. Естественно. Analistul politic Nicolae Negru remarcă lipsa unui candidat pro-european în alegerile din Găgăuzia și implicarea slabă a guvernării centrale de la Chișinău în dorința de a folosi campania electorală din regiune pentru a promova parcursul pro-european. Astfel, Rusia rămâne a fi o direcție de orientare geopolitică pentru majoritatea candidaților la funcția de Bașcan al Găgăuziei. Din păcate, mai toți candidații au încălicat acest căluț al Rusiei, al prieteniei cu Rusia, întorc spatele Occidentului, deși se folosesc de beneficiile, de granturile, de investițiile pe care le oferă și Occidentul și România. Poate, iată, chiar acest lucru ar fi fost normal să li se spună, numai că acești candidați nu vor spune. Alegerile pentru funcția de Bașcan al autonomiei Găgăuze vor avea loc duminică 30 aprilie. Moscova neagă că s-ar implica în treburile interne ale Moldovei și cataloghează îngrijorările și declarațiile Chișinăului în acest sens drept fără temei. Kremlinul acuză autoritățile de aici că ar promova o politică neprietenoasă față de Rusia și că ar susține politica ostilă a Occidentului. Declarații în acest sens au fost făcute de viceministrul rus de externe Mihail Galuzin. Vocea Basarabia a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare pe străzile capitalei ce părere au despre relația moldorusă. Din partea Moldovei, cum? E prietenoasă, dar din partea Rusiei. Purtarea Rusiei față de toate țările e negativă. Moldova a fost sub asuprire și vor să prelungească suprirea asta. Eu socot că în momentul dat nici de cum, fiindcă ei numai cu agresia se ocupă. Moldova ei tot vor prin agresie să ocupe. Până acum am făcut rute până la capătul pământului, de la Lisabona până la Irkutsk. N-am văzut alte teritorii, n-am văzut o omenire mai bună ca în Europa. În Rusia niciodată nu a fost calm și atâta timp cât noi am trăit cu rușii, niciodată nu a fost bine. Suntem sătui până deasupra capului dimensiunile rusești, de comportamentul și de toată presa antiumană rusă. Acum ne prietenoasă categoric, așa că nu putem spune nică, cu atât mai mult că eu sunt deosam cu Vladimir Vladimirovich Putin. Și îmi pare rău că așa băiat bun, lumea l-a votat, l-a ascultat
Și am uitat să-și faci, o mare copii, o mare copii. Așa că eu cred că neprietenoasă. În ultimul timp programele rusești nu mă uit. Moldovenii, eu socot că rușii totuși nu fac bine. Omoresc copiii, oameni civili, asta nu e bine. Să fie sub influența ei. Însă și noi vrem să fim oameni liberi. Știți, în trecut a fost prietenoasă, dar la moment, cine pentru, cine refuză, nu trebuie să te faci un dușman. Cine n-ar fi? Cu Rusia, cu ucranienii, cine n-ar fi prin prejos? Nu fie război, nu-i bine război. Cum credeți, poate fi purtat un dialog cu Rusia atât timp cât la nivel internațional este considerat un stat agresor care a pornit războiul? Cu orice stat poate de întâlnit, de vorbit, nu de pus condiții. Nu trebuie tu nici să-mi pui condiții și e că tu ușii de toți prin Transnistria și împăcați-vă sau dați nouă Transnistria sau altceva. Armata militară spune mâna pe Moldova ca să fim iară sub papucul rusului, să nu ne mai dezvoltăm, să depindem tot așa, să ne dăie cu porțiunea gaz și toate celelalte, în tot ce depindem. Și e normal că trebuie să plătim dublu sau triplu. Toată lumea se descurcă fără Rusia și trăiesc mult mai bine decât noi cu Rusia. Istoricul Mariana Țăranu susține că Federația Rusă are în Republica Moldova doar interese politice și că apropierea de Uniunea Europeană nici de cum nu este văzută cu ochi buni de Moscova. În momentul în care Chișinăul va da dovadă de maturitate politică și va demonstra că poate să-și rezolve problemele de sine stătător, inclusiv cele economice, atunci Rusia va trebui să facă un pas înapoi, a menționat Mariana Țăranu. Statul Federația Rusă își dorește de la Republica Moldova o subordonare așa cum o avea până acum, o poziție de supus conducător. Ori statul Republica Moldova își dorește să dezvolte niște relații de la egal la egal și a demonstrat acest lucru inclusiv atunci când a mers demn și a discutat problema gazelor, sau cel puțin așa s-a interpretat în mass media. Dar relațiile sau interesele statului Federația Rusă în Republica Moldova sunt politice, a Moldovei sunt doar economice și trebuie de găsit jumătatea și de discutat de la egal la egal. Ministrul Sănătății, Iliana Merencu, a semnat un ordin ce stipulează regulile de anulare a obligativității biletului de trimitere de la medicul de familie. Dispoziția a fost trimisă în toate instituțiile medicale. Astfel, pacienții asigurați la indicații medicale vor putea primi consultații gratuite ale medicilor specialiști de profil de nivel raional și municipal, fără bilet de trimitere eliberat de medicul de familie. Se menține gratuită consultația medicilor specialiști la trimiterea medicului de familie sau altui medic specialist. Internarea în instituții medicale spitalicești de nivel raional și municipal se efectuează la trimiterea medicului de familie, cât și a medicului specialist. Se interzice perceperea plăților de la persoanele asigurate ca serviciu contraplată pentru orice consultație sau investigație prevăzută în programul unic, inclusiv la prezentarea directă la medicul specialist în instituția medicală care desfărăvește teritoriul în care persoana este înregistrată. Circulația rutieră pe podul din strada Mihail Viteazu din Chișinău va fi suspendată parțial până la sfârșitul anului, anunță Regia Transport Electric. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a podului. Astfel, traficul rutier este sistat pe 3 benzi de circulație spre strada Petricani. Rutele de troleibuz numărul 21, 23, 27 și 29, dar și autobuzul numărul 16, circulă conform itinerarului, dar se pot atesta întârzieri de până la 15 minute de la orarul stabilit. Circulația transportului public este organizată pe 2 benzi de circulație în ambele sensuri. Totodată, în perioada executării lucrărilor, pe porțiunea de pod este restricționată circulația autovehiculelor, în special a autocamioanelor. În acest context, Regia Transport Electric îndeamnă șoferii să ocolească zona pentru a evita formarea ambuteiajelor.
O rachetă rusească a ucis o persoană și 23 de oameni au fost răniți astăzi în Nicolaev, oraș din sudul Ucrainei. Asta după ce aceasta a căzut pe un bloc de apartamente și în mai multe case. Între timp, Xi Jinping a vorbit la telefon cu Volodymyr Zelensky pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina, după luni de presiuni din partea Kievului pentru astfel de discuții. Iar președintele chinez i-a spus liderului de la Kiev că Beijingul va trimite reprezentanți speciali în Ucraina. Zelensky a afirmat într-un discurs video că există o oportunitate de a folosi puterea politică a Chinei pentru a consolida principiile și regulile pe care ar trebui să se bazeze pacea. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай – як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальній цілісності. У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світу. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că alte 44 de persoane aflate în captivitate la ruși au fost readuse în Ucraina, între care 2 civili, astfel că numărul total al ucrainenilor eliberați din captivitatea rusească se ridică la 2279 de când a început războiul. Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків є серед них захисники Азовсталі та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини. Більшість рядові та сержанти, є офіцери, двоє цивільні. Про всіх пам'ятаємо, і навіть якщо по конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати таку людину, все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки це можливо. Între timp, o persoană a murit și alte 23 au fost rănite în urma atacului cu rachete rusești de noaptea trecută asupra orașului Nicolaev. Invadatorul nu încetează niciodată să dovedească că principalul scop al acestui război este teroarea și distrugerea ucrainenilor, a reacționat Zelensky. Totodată, Rusia se pregătește pentru o contraofensivă ucraineană, al cărei rezultat va fi decisiv pentru continuarea conflictului, pe măsură ce noroiul de iarnă începe să se usuce și după o ofensivă rusă cu rezultate limitate, conflictul ar trebui să intre în curând într-o fază în care Kievul vrea să-și recapete inițiativa. Vyacheslav Mitioglo este bucătarul care promovează cultura micului dejun. De mic și-a dorit să îmbrățișeze medicina, dar a ajuns unul dintre cei mai căutați bucătari datorită dejunurilor pe care le pregătește. În 2010, atunci când s-a angajat ca ajutor de bucătar la un restaurant japonez din Kiev, dorea să strângă bani și să continue studiile în podologie. Peste 5 ani însă devine cunoscut pentru conceptul de cultura micului dejun în Republica Moldova. Astfel, de la ajutor de bucătar devine brand chef și reușește să instruiască mii de tineri specialiști în gastronomie. Это скрэмбл с креветочками, мусси с феты с запеченными перцами и сырники с вареным сгущенным молоком. Vyacheslav Mitioglo are 34 de ani și este născut în orașul Comrat. Dorința de a deveni specialist în podologie l-a făcut să aplice la Facultatea de Medicină din Kiev. Soarta însă a avut alte planuri pentru Vyacheslav. Fiind student, avea nevoie de bani, așa că a acceptat propunerea unui prieten de a fi ajutor de bucătar în cadrul unui restaurant japonez din Kiev. Își amintește că în prima zi de muncă a pregătit o omletă japoneză. Не очень понравилось. Я этого не ожидал. Тем более японская кухня, она очень интересная и своеобразная, с разными вкусами. И очень быстро как-то я вот включился в работу, и все очень хорошо начало получаться. Vyacheslav Mitioglo spune că până în 2010, atunci când s-a angajat la restaurantul japonez din Kiev, bucătăria era pentru el doar locul unde mânca bucatele pregătite de altcineva și atunci când nu avea cine să pregătească dejunul, prânzul sau cina, bărbatul se descurca doar la făcut ochiuri pe tigaie. Для меня тоже это было странно, я никогда не рассматривал профессию повара, потому что, ну, она не очень... Сейчас это очень популярная профессия во всем мире. Тогда это было все... Повар – это с большой деревянной ложкой на свадьбе где-то готовит какую-то еду вот в таком формате.
Atât de mult a fost impresionat de bucătăria japoneză, încât în scurt timp a devenit unul dintre cei mai căutați bucătari din Kiev. La începutul anilor 2016, bărbatul revine în Republica Moldova, unde pune bazele unui concept nou pe piața gastronomică din țara noastră, cultura micului dejun. Bucătarul spune că micul dejun este cea mai frumoasă parte a zilei, indiferent de ora la care este servit. В городе нет где позавтракать, а все люди по-разному, да, просыпаются. Кто-то работает ночью, а кто-то работает днем. И у некоторых завтрак может быть и в 9 часов вечера. Бărbatul spune că micul dejun trebuie să arate bine și să fie gustos, fără a fi pregătit în grabă acasă. Вот мы сделали завтрак маленьким праздником. Мы готовим доступные, понятные для людей продукты, но в другой интерпретации. Да, это очень вкусно. Это выглядит красиво, но это еще и очень вкусно. Поэтому люди возвращаются постоянно. Vyacheslav Mitioglu spune că pentru a rezista în bucătărie trebuie să îți placă să gătești, să fii rezistent la situații stresante și să iubești să dăruiești emoții altor oameni. Есть очень много людей, которые приходят и хотят заработать на этом деньги. Да, это не такая низкооплачиваемая работа, но ради денег рано или поздно человек поймет, что это сложно, да, вот в такой работе работать только ради денег. Поэтому нужно любить кулинарию, любить готовить и любить дарить эмоции другим людям. Vyacheslav Mitioglu spune că profesia de bucătar este menirea lui pe acest pământ. С кухни я точно не уйду. Мне очень нравится готовить, нравится придумать какие-то новые блюда. И чуть-чуть зеленого масла. Вот такая красота. Пофте буне. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la 18.30, prezentat de colega noastră Nicoleta Toacă. Oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram și pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Potrivit prognozei meteorologilor, joi va ploua pe alocuri. Noaptea minimele vor indica 2 grade în nordul țării, în centru vor fi 7-13 grade, iar la sud valorile vor oscila între 7 și 14 grade. Vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică scăzută. Vântul va sufla cu 18 metri pe oră din direcția nord-vest. Temperatura medie în capitală va fi de 6 grade pe timp de noapte, iar ziua 12. Trecem în regiune. La București, termometrele vor indica 15 grade și va ploua, iar la Iași vor fi 11 grade, la Kiev 8 grade, Roma 23, iar la Atena 21. La Paris 18 grade, la Bruxelles cu un grad mai puțin, respectiv 17, Berlin 12, Londra 14, iar la Madrid 32 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, așa va arăta vremea potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat.